Alertă dublă în România. Dunărea va atinge un debit aproape triplu decât în mod normal în această perioadă. Punctul critic va fi pe 1 octombrie, anunța ministrul mediului. Tot zilele următoare în țara noastră va ajunge și furtuna Ashley, care traversează Europa de la vest la est. Va aduce un val de aer polar și vigilii puternice, ceea ce crește implicit riscul de inundații. Iulia Pop a stat de vorbă cu autoritățile și ne spune care sunt cele mai amenințate zone. Am găsit datorită atenuării, data de intrare în țara viitorii s-a decalat pentru 1 octombrie și va avea valoarea de 8.000 de metri cub pe secundă. Debitul Dunării la intrarea în România este astăzi de 6.600 de metri cub pe secundă, dublu față de media multianuală a lunii septembrie de 3.800 de metri cub pe secundă. A fost reglat în zonele naturale inundabile în amonte de Bogojevo, în Serbia, și a mai scăzut și debitul, dar având în vedere ploile prognozate de ANM, aceste estimări vor fi reactualizate. Între timp, mii de saci, materiale și utilaje au fost aduse aproape de sectorul românesc al Dunării. Au fost inspectați la pași și cei 1100 de kilometri de diguri în administrarea apelor române, precum și punctele vulnerabile, și în funcție de cum va evolua situația, autoritățile sunt, iată, pregătite să intervină. În ceea ce privește Dunărea, debitul maxim la intrarea în țară nu va depăși la Baziaș 8.000 de metri cubi pe secundă. Putem înregistra viituri importante, mai ales în bazinul hidrografic Jiu, în bazinul hidrografic Olt și în bazinul hidrografic Argeș-Vedea, care vor aduce un aport suplimentar Dunării, unde cel mai probabil vom avea avertizări de cod portocaliu sau chiar de cod roșu în funcție de intensitatea precipitațiilor.